Salutare, salutare, măi, dragii mei! Iar în scârție scaunul, trebuia să stau pe celălalt, dar nu asta contează. Astăzi fac un videoclip puțin diferit față de celelalte. Voi în continuare rămâneți stresații mei și nu mă las de motovlog, dacă la asta vă gândeați. Ceea ce vreau să fac acum, în zilele ce urmează, este să-mi fac o campanie pentru schimbarea numelui. Mulți dintre voi mi-a spus să nu îmi schimb numele de motovlog, însă există niște bariere pe care le-am întâmpinat de-a lungul timpului, și anume, românul, că așa se întâmplă, românul nu prea știe ce înseamnă strip stress. Românul nu prea înțelege engleză. Deci, prin urmare, să vă povestesc ce am pățit. De multe ori, și cred că și voi ați pățit ca abonați, da, lasă-l să sune. Să spui cuiva numele strip stress și să te întrebe ce? Sau să-i spui să intre pe YouTube și să scrie strip stress. În momentul ăla îți întinde telefonul ca să scrie. Sau, cea mai a naibii, în loc de strip stress, să citească striptease. Și da, li s-au întâmplat și profesorilor mei de la universitate, unora, nu dau nume. Este cringe, frate, adică, pana mea, în loc să-mi citești numele corect, mi-l citești e ca și cum ție ți-ar citi cineva numele greșit și te cataloghează după aia, după numele ăla. Din alt punct de vedere... Mi-a căzut camera. Mai bine o fac acum decât mult mai târziu, că nu mai pot să o fac. Privind dintr-un alt punct de vedere, pentru ceea ce vreau eu să fac pe viitor cu acest canal. Nu vă gândiți că fac altceva în afară de motovlog, că tot motovlog o să fac. Privind din punctul ăsta de vedere, cu ceea ce vreau eu să fac, cu ceea ce vreau eu să pun pe canalul meu, numele de strip stress nu mă ajută deloc. Sunt conștient că mulți dintre voi nu mă veți mai cunoaște după asta, dar vreau să vă spun să rămâneți alături de mine, pentru că ceea ce contează cu adevărat este canalul de motovlog, este contentul postat acolo și nu neapărat numele. Într-adevăr, numele venea cu o poveste, venea cu un concept. Strip stress, gen să te dezbraci de stres, dar nu mă ajută pe viitor asta. Eu sunt optimist pentru noul nume pe care l-am ales. Imediat în cele ce urmează veți vedea și voi ce nume am ales pentru vechiul canal sau noul canal, cum vreți voi să spuneți. În momentul de față, laptopul meu lucrează, se randează două videoclipuri pe care le voi pune în acest clip. Despre numele ăsta, despre numele cu care voi continua mai departe. Este un nume mult mai ușor de reținut, mult mai ușor de scris și de înțeles, că românul acum poate să înțeleagă la ce mă refer. Și ceea ce contează cel mai mult este că în continuare, eu sunt cel care face content pe acest canal. Enjoy!